Are un unghi cu cine este egal. Hai să plecăm de acolo. Are un unghi, este curat până la... are un unghi. Da. Latură, latură, latură. Tare, sunt un pic necăjit că n-am mai stat de la geometrie de loc de vorbă și rețin niște lucruri destul de ciudate. Când zici latură, 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 la asta e volumul la cub. Nu, BA ori BC ori AC. Are al unui triunghi produsul laturilor, așa? Da. Cine ți-o spus ce asta? Dar zici latura asta, ori latura asta, ori latura asta, eu n-am auzit niciodată. Deci, mecanic de ții și îmi pare rău, dar nu poți să fie așa. Ce înseamnă asta? Latura, ori latura, ori latura, înseamnă unitate la a treia. Metru la a treia sau centimetru la a treia. Ori este pentru volum. Nici vorba așa. Hai să plecăm ușor de la are. Cu cine este area unui triunghi? Înălțimea ori latura supra 2. Înălțimea ori latura supra 2. Care e latură? Care e înălțime? Deci eu sunt aici. Luăm înălțimea AD. A? D. D. A, D. Și cum, ce, de înălțime ce spui? Cum duc înălțime? Ce este înălțimea într-un triunghi? Depinde ce triunghi este. Este un triunghi oarecare. Păi poate fi mediană. Dar înălțimea este perpendiculară pe latura opusă, pe drumul cel mai scurt. Deci plec de aici să ajung pe drumul cel mai scurt. Asta trebuie să spui. Deci când am zis înălțimea, drumul cel mai scurt este. D, ai zis aici, da? Da. Atunci area cu cine ar fi egal la triunghiul ăsta așa? AD ori BA, totul supra 2. AD ori BA, totul supra 2. De unde ai pe astea? E baza ori înălțime, de aia ne-ai zis o latură ori înălțimea. Deci e baza ori înălțimea asupra 2. De unde vine, dragule? De aici trebuie luate lucrurile de jos. Uite, un dreptunghi, știi cu cine este egal area unui dreptunghi? La dreptunghi, area. L mare ori la a doua. Ori? L mare ori la mic. A, așa. Deci dacă este L mare, asta este lumătatea cu L mic, o dimensiune mulțită cu cealaltă. Da. Asta ori asta este area unui dreptunghi. De acord cu asta. Însă, dacă îl dau un duc diagonala, ce s-a întâmplat acum cu area acestui dreptunghi? S-a înjumătățit. Și ce a obținut aici? Ce este asta așa? Este o jumătate din... Altă din... Da. Dar asta este un triunghi acum. Da. Deci notăm cu A, B, C și D. Notăm cu A, B, C și D. Observăm că aria lui A, B, D, aria lui A, B, D, este jumătate dintr-o dreptunghi. Da. Că știm bine că triunghiul ăsta e cât de asta la altul. Da, și o să iau înălțimea AD. Deci, este o jumătate, se scrie așa, jumătate din aria cui? Aria lui A, B, C, D. A, B, C, D. Și ABCD cu cine este egal? Cu el mic ori la mare. Adică AB ori AD, da? AB, AB ori AD și supra 2. Din cauza 2-ului. Deci area triunghiului ABD, area lui triunghiului ABD este asta ori asta la altă supra 2. Baza ori înălțimea. Și fiind triunghi dreptunghic, cea de-a doua dimensiune este clar, da? Da. Ei, dar dacă eu îți desenez așa un triunghi, s-a întâmplat. Tu, cum e afleată acestul? A, B, D, A, B, C. Păi voi lua perpendiculara. Așa. Și ducând pe A, D. A, A, D, haideți, da. Așa. Ce s-a întâmplat acum? Ca să, păi s-a înjumătățit, nu s-a înjumătățit triunghiul. Ca să, voi afla area lui A, D, B. A, D, B. B. Cu cine este egal la area lui AD? AD ori CD supra 2. AD
supra CD 2. Supra 2. CB. CB. Supra 2. Da, dar trebuie să pornim de aici, ca să înțelegi mai bine. Deci, prin ducerea înălțimii, triunghiul dinainte s-a împărțit în două triunghiuri dreptunghice. Două triunghiuri dreptunghice. Dar la triunghiul dreptunghice am văzut cum se află. E latura asta, cateta asta, ori cateta cealaltă. Deci acum, area lui, area cui? A lui A, B, C, este egal cu area triunghiului ACD. ACD. Area triunghiului ACD. Plus? Plus area triunghiului ADB. ADB. Și luăm mai departe. ACD cu cine este egal? ACD este egală cu AD ori CB supra 2. Egal cu AD ori CD. CB. Ori CB. CD, CD. CD, da? Da. ACD. AD ori CD supra 2. Plus, are la ADB. AD ori DB. AD ori DB. Supra 2. A, aria lui. Deci AD ori DB, totul pe 2. Da. Și cam e departe cu. Ce observă? Avem pe 2 pe amândouă. Numitorul comun este acela. 2 AD. Păi o să ducem tot la același numitor. Atunci nu mai amplificăm nimic, este deja da. Numitor. Și vine cât. Pun numitorul comun și voi avea AB în factorul comun. AD ori CD plus AD ori DD. Și egal mai departe cu. Păi scoate AD în factor comun. Scoatem pe AD în factor comun, egal cu AD. Pe lângă. CD plus DB. CD plus DB. DB. Și supra 2, da? Și egal cu. Cine este CD plus DB? CD plus DB este CB. Egal cu CB. Deci vine AD ori CB totul supra 2. Iată de ce area unui triunghi A, B, C este egal cu baza ori înălțimea dus la aceea. Nu spui o latură ori înălțimea. Înălțimile sunt 3, laturile sunt 3, dacă nu le legăm foarte bine, n-am făcut nimic. Deci este egal cu baza CB, CB ori înălțimea relativă la latura asta, ori AD, AD, P2. Dacă aș nota cu latura care se opune la unghiului A, se notează cu A mică. Da. Iar înălțimea dusă din A se notează cu HA. Da. Și atunci ar fi A ori HA, deci egal cu A ori HA, totul pe 2. Da. Tot atât de bine și cu înălțimea dusă din C se întâmplă. Exact așa. Da. Adică ar să fie CP ori AB. Ori AB. HC ori C. Deci e egal mai departe cu HC ori C. HC ori C supra 2. Și egal cu B, latura B ori HB supra 2. Deci, clar să rămâne, pentru totdeauna în mintea ta, area unui triunghi este baza ori înălțimea relativă la baza respectivă sau la latura respectivă. De aceea a zis C ori HC pe 2, B ori HB pe 2 și A ori HH pe 2. Dacă ai spus ori latură, area unui triunghi este latură ori înălțimea, care latură, care înălțime? Nu mă pot avea viața. Să ne întoarcem așa. Deci una, o definiție a ariei triunghiului ABC, o definiție care să ne fie clar pentru toată viața, este baza, hai să zic așa, B mic, nu am să zic exact, A ori HA, cel mai bine este să scriu așa, A ori HA pe 2, egal cu B ori HB pe 2 și egal cu C ori HC pe 2. Baza ori înălțimea supra 2. Baza ori înălțimea supra 2 este area unei triunghi. Haideți să vedem acum o altă variantă a ariei. Nu degeaba ne dau două laturi apropiate și unghiul. Noi trebuie să legăm problema. Trebuie să agățăm de ceva. Păi, în triunghiul ABD, măsura lui A este 60 de grade. ABD
Măsura lui? A, este de 60 de grame. A, de aici, pe asta de aici, da? De acolo pe asta. Că în total fac 180, da? Ai și triunghi dreptul, de acolo. La ce se folosește? Păi calculăm aria și aflăm aria. Păi cum calculăm aria? Tocmai asta vreau să văd. Nu mai sunt în situația, mi-e trebuie AD-ul ăsta. Vezi că am BC-ul toată. Ca să pot afla aria, îmi trebuie înălțimea adusă din A. Așa, dar nu, în loc să dăm înălțimea, îmi dă autorul latura asta da. Și unghiul de 60, de 30 de grade de aici. Trebuie să legăm cu ceva. Să legăm. Îmi trebuie înălțimea. Păi da, CP ori 28 supra... Tragem într-un fel înălțimea, o să încercăm să facem înălțimea din C. Tragem înălțimea din C. Înălțimea din C, picul undeva în afară în figura noastră. Da. Cât pe peniculară, mai încarc problema. Figura o încarc încă. Ați făcut funcții trigonometrice? Sinusul, cosinusul, un unghi. Are rău, dar îmi dai probleme din altă parte. Deci dai din altă parte. Deci trebuie să definești, să definești în clasă așa, că ori n-ați făcut-o voi, ori mai târziu. Sinusul în unghi este cateta opusă supra ipotenuză. Altfel, teorema sinus, unghiul, latura care se pune, o pune unghiului de 30 de grade, latura care se pune unghiului 30 de grade, jumătate din ipotenuză. Latura. Ai făcut asta. Teorema, ai spus ceva cu teorema unghiului, nu știu ce ai vrut să spui tu ceva. 30 de grade. Da, unghiul de 30 de grade. Știai tu rezultat. Nu, nu era rezultat dacă aveam un unghi de 90 de grade și unul de 60 de grade. Păi avem un unghi de 90 de grade și unul de 30 de grade, atunci latura care se opune unghiului de 30 de grade, spune, ai tu un rezultat, este jumătate din asta. Da. Ăsta ți-a dat rezultatul ăsta. Da, așa am spus. V-a spus asta. 30 de grade. Deci latura care se... Într-un triunghi dreptunghi. Nu, 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 ce amestecate sunt lucrurile. Deci spune așa, că cateta care se pune unghiului de 30 de grade e jumătate din ipotenuză. Da. Cateta... Adică AD este egal 28 supra 2. AD egal 28 pe 2, dar nu rezultatul când pari spre 28 la 2. Important este să ai rezultatul clar în minte. Deci cateta care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Ea se demonstrează asta foarte clar. Dar fără de câte o să adun... Asta e matematica pe care o refuz, pur și simplu. Ori de câte ori s-au aruncat niște rezultate spre elevi, fără ca ele să fie justificate, îmi pare foarte rău. Nu înseamnă nimic. Matematica aceasta obosește cumplit. Că nu știi de ce, de unde vine asta, de ce se întâmplă. Eu insist pe chestia asta, că asta e drama școlii noastre. Dragule, mi-ai zis că nu vă da funcții trigonometrice. Nu ajuns aici. Sinusul, cosinus, da. Tangent. Nu, deci până aici. Da. Ai găsit acolo ceva cu funcții trigonometrice? Da, dar nu are la teza. Dacă e făcut, da. Nu, mergem pe testele astea. Asta se va duce să ne scrie și cu funcții și dacă e nu terminăm la teza, nu am răspuns. Da, dar rezultatul ăsta l-am dat. Vă spus că cateta care se opune unghiului de 30 de grade, jumătate de ipotenuză. Și dacă se întâmplă ca într-un triunghi să avem o latură care se opune unghiului de 30 de grade și în jumătate, atunci triunghiul e dreptunghic. Și reciproc este adevărat. Așadar, luăm rezultatul ăsta așa cum l-am anunțat. Deci, repet, eu nu sunt deloc încântat de asta, dar n-am ce mă face. Hai să terminăm problema asta, că e păcat că e început aici. Deci știm rezultatul ăsta. Noi eram nebuniți că nu știam înălțimea. Acum, din rezultatul care l-am găsit, știu că așa AD este egal și 28 supra 2. Exact. Deci știu că AD, hai să zicem așa, aria, plecăm de la
Area triunghiului ABC egal cu baza BC, BC ori AD, totul supra 2. BC ori AD supra 2. Pe de altă parte, AD este egal cu jumătate din ipotenuză, da? Deci cu măsura unghiului, cu măsura triunghiului, hai să zicem, triunghiul ABD, ABD, are măsura lui D egal cu 90 de grade. Măsura lui D din 90 de grade. Și mai avem că măsura unghiului B egal cu 30 de grade. Din cele două, într-un triunghi rectunghic, latura care se pune unghiului din 30 de grade, jumătate din ipotenuză. Deci de aici rezultă că AD AD egal cu AB pe 2. Și egal cu AB care era de 28. AD este egal cu 14. Pe 2 egal cu 14. Și acum știm pe BC. O avem dată 36. 14. Ori 14. 7. 7 ori 6, 42. 7 ori 3, 21. 7, 32, 4, 2, 21, 25. 252 de centimetri. De? De centimetri la 2. Așa, centimetri pătrați. Știi de ce centimetri pătrați? Pentru că sunt mulți dolari. Centimetru, centimetru, centimetru. Sigur, că așa este explicația. Să nu trebuie să înțelegi la fizică. Centimetru ori centimetru. O unitate ori unitate și avem neapărat pătrat unitate, da? Deci area este egal cu 250 și am răspuns. Distanța de la C la A, B. Distanța de la C la A, B. Păi vom trage înălțimea, înseamnă perpendiculară. Distanța este perpendiculară din C pe A, B. Așa. Pică pe undeva în afară, da? Nu pică pe aici până la. Dacă duc așa e o prostie. Că nu e unghiul de 90 de grade, cele două unghiuri trebuie să fie congruente. Da? Deci ce fac? În figura mea, înălțimea fixă pe aici până la. Asta e înălțimea C, C1. Deci C, C1. Așadar, îmi trebuie C, C1 ca măsură, ca lungime. Asta îmi cere autorul. Cu cine este egal C, C1? Cu cine este egal C, C1? Cu cine este egal? Cum fac eu? Păi ar trebui să... Trebuie să ne întâlnim o problemă foarte atentă. A folosit unghiul 30 de grade? A folosit. Da. Am folosit 28, 36 ne-am folosit. Da. Mai avem vreo informație? Nu. Și îmi cere distanța de la C la AB, adică lungimea înălțimii dusă din C. Va fi HC. Deci asta este HC. HC. Da. Înălțimea dusă din vârful C. Înseamnă că n-ar trebui să știm lungimea lui AC1. De ce îți trebuie tot AC1? Păi ca să aflu... Nu degeaba am aflat aria. Nu degeaba. Nu cerut-o aria întâi. Păi cu cine este egal aria unei 252. Bun. În cazul nostru 252. Păi, mă gândesc la fan pe, pe AC1. AC1. De ce îți trebuie AC1? Păi HC ori C. HC ori C. Dar C-ul numai atât am dragul meu. Da. Numai atâta este cel. Și noi trebuie să mai adăugăm. Dar de ce trebuie să mai adăugăm? Păi este în exterior cel. Și ce dacă e exterior? Deci, pe... Area triunghiului este aici. Triunghiul rămâne așa și dacă nu întorc pe baza cealaltă. Deci când am un triunghi așa, dragul meu, când am un triunghi așa, area triunghiului cu cine este egal? Baza. Baza ori perpendicul. Deci, ori, dacă mă uităm așa, A, B, C.
Baza, de ce? Da. De ce? Ori înălțimea. Dar unde pică înălțimea? Pe, în afară. Păi, în afară e treaba ei că pică în afară. E problema ei. Eu știu că trebuie să fie drumul cel mai scurt. Atunci va fi C1, CC1 ori 28. CC1. HC ori 28. Deci, area este egală... Dar nu trebuie să aflăm area lui... Trebuie să aflăm care este distanța, măsura. Corect. Adică distanța cine este? Tocmai CC1. Da. Păi dacă aflăm area... Și am aflat-o. Am trebuit să aflăm area lui AC... Nu. AC1C. AC1C. De ce... Te legi de AC1C. În ce de area trebuie de AC1C? Nu, trebuie să aflu măsura lui CC1. Lungimea lui CC1? Da. Adică? Când am privit triunghiul stând pe baza BC, da. Înălțimea a fost AD. Da. Dacă și întorc triunghiul și îl așez așa, da. AB este... CC1 e egal cu 36 supra 2. Cât? 36/2. CC1, 36/2. De ce? De ce jumătate? Păi acolo nu sunt unghiuri opuse la vârf. Care? BAD. BAD. Și C1AC. C1AC. Ce unul ace? Adică unghiul ăsta și cu ăsta așa? Da. Nu s-a opus la vârf. Ce înseamnă unghiul opus la vârf? Înseamnă așa. Când îl prejez la pe așa. Au vârful ăsta comun și unghiul de aici și unghiul de acolo. Dar nu au. Nici o lectură nu sunt opus la vârf. Așa sunt unghiul opus la vârf. Când îl prejim laturile lor, da, așa sunt unghiul opus la vârf. Ăsta și... Asta sunt două sentenare. Da. Deci triunghiul de aici, așa cum am văzut, este baza ori înălțimea supra 2. Da. Dar același triunghi, dacă stă pe baza AB, dacă stă pe baza AB, hai să vedem așa aici, AB egal cu AC. Deci stă pe baza AB și CC1 ăsta este înălțimea. Da. Deci are ai baza... A 28. Ori? Ori CC1. Ori CC1. Da. Deci da, aia... Da, să vorbim CC1. Area triunghiului ABC este egal cu A mic ori... Este aici. A ori H pe 2, da. B ori B, H pe 2 și C ori C, H pe 2. Da. Și în cazul nostru... Este HC ori... 28. Sau CC1. CC1 ca înălțimea, ori baza AB, ori AB, pe 2. Și uite, dacă scriu acum, locuiesc pe area triunghiului ABC, cu cine este? 252. Și 252 va fi egal cu? Egal cu CC1. CC1. Ori 28. 28. Supra 2. Da. Păi 2 cu 28, 14, pe da. 252 împărțim la 14. Deci CC1 de aici va fi egal. CC1 va fi egal cu 252 împărțit la 14. Da. 252 împărțit la 14. 8. Da? Face cât? 18. 18, da? Da. Da, 18, cât e bine. Da. Bun. Și asta cine este? Tocmai distanța de la ce? Deci distanța de la... Rezultă că distanța de la C la AB este egal cu 18 cm. Eu nu mă persesc cu toată sinceritatea că proful meu s-a născut din motivul acesta. Matematica are un fil roșu, curge. Dacă sunt aruncate informații ca într-un sac, degeaba
azi le înveți mâleuți, azi le înveți. Și bineînțeles că copiii sunt extrem de obosiți, extrem de obosiți și tot asimilează mecanic niște rezultate, fără ca ele să fie într-o legătură. El acum pregătește teza. Să zice, nu pregătește teza. Dar la el e anabăbură. Nu ai la el. La el e elevul. Elevul oricare ar fi acela. N-are lanțul ăsta al informațiilor din aproape în aproape. Și neavând asta, e foarte greu. E foarte greu. Chestia aceea cu unghii 30 de grade, nu știu ce, așa, era aruncat ca într-o... Și era într-un colț al minții tale, fără nicio legătură. Ea și-a găsit aplicația aici. Că într-un triunghi dreptunghic, ca teta, care se opune unghiului 30 de grade, este jumătate de ipotenuză. Ea are la bază funcție trigonometrică. Dacă vrem să găsim explicația și mai clară, se formează acolo un triunghi echilateral și imediat îți dai seama de rezultatul respectiv. Dar nu așa. Nu așa. Ce să faceți? Doar am să se arăt și acest rezultat. Că dacă profesorul sau profesoara aș face efortul ăsta, dacă ei ar fi clare lucrurile acestea, le-ar face cunoscute. Hai să fiu foarte sincer. Dacă ar fi, le-ar fi clare lor, le-ar face cunoscute. Da. Nu știu ce să vedem de la dreptul, să vedem și ceva. Hai să vedem cu dreptul cu pătrat. Așa. Ia să vedem la sfert de tabla. Numai... Deci rețineți formula aceea. Baza pe 2 are triunghiuri. Baza înălțimea pe 2. Indiferent cum stă triunghiul pe ce latură răstă. Vedeți că se folosește atunci. Distanța îl opun la o dreapta, e tocmai înălțimea. Și acela la distanță se baza pe faptul că știi mai întâi aia. Deci, ABC în pătrat de centrul O. Deci, în ipoteză, A, B, C, A, B, C, D, da? Pătrat. Da. Cu de centrul O și N un punct de pe segmentul OC. N, a fații lui OC. Da. Pe segmentul OC, așa zice, și da? O este un punct de centru, da, pătratului ABCD. O e punct centru? Fie ABCD, un pătrat de centru O. Ce înțelegi tu prin asta? Te las pe tine. Păi diagonalele, între diagonale se formează punctul O. Diagonale se înjumătățesc și punctul de intersecție este tocmai punctul care ne interesează pe noi. Deci așa trebuie să-ți imaginezi. Nu? A, B, C, D. Și iată, D, B, O. Și cu A, C, O. S-au intersectat în punctul O. Și asta să fie pătratul ABCD de centru O. Punctul de intersecție al diagonalului. Iar N pe OC. N este un punct pe OC. Nu e la mijloc. Nu spune autorul că la mijloc. Deci iau și un N aici, undeva. Asta e punctul N. Mă feresc să-l iau la mijloc ca să nu fie într-o situație particulară. Da. Prin ce se duce dreapta CM, M aparține lui AB. Prin se duce dreapta care? CM, M aparține lui AB, astfel MC perpendiculară pe DN. Mai zic o dată. Prin ce se duce dreapta CM? Prin ce se duce dreapta CM? Pe AB. Încă o dată, că nu prin știu. Ce se duce dreapta CM, virgulă, M aparține lui AB. Dar astfel cum? Încât MC perpendiculară pe DN. Pe DN. Uite, vezi ce fac mai întâi? Du pe DN. DN. Am dus. Și din? Am dus-o pe DN. Și acum voi pune, trage perpendiculara din C, care va cădea pe DN. Așa. Pe unde să duc eu perpendiculara asta, să văd? Cum crezi tu, pică? În afara. De aici, până la?
Dar ce înseamnă perpendiculară? Cade perpendicular, adică formează un unghi de 90 de grade. Corect. Iată, da? Ar trebui să vă scot așa. Și una din latul și atunci asta e înălțimea. Da? Una înălțimea, nu pică la mijloc neapărat. Iată, aici este ce... N, sau M. M. Așa, ce M. Am făcut tot până aici. Dacă M că interseta cu DB, M că... Trebuie să o unim pe... Cu DB. Da. Adică ce să adică scoară mai jos pe S-o o prelungim. Da. Ce M o prelungim până intersitează pe B. DB. În punctul P. Da. Arătați că AP este perpendiculară pe NB. AP pe N... B. Pe NB. Deci duceți pe NB și ca AP, AP, pică perpendicular pe NB. Da. Prul a fost aici. Trebuie să-l înțelegem pe NB. Da, și o să prelungim AP ca să cadă direct pe NB. AP am prelungit-o până cât pică perpendicular pe NB. Da. Așa. Bun. Deci scriu și noi în ipoteză ce avem. Nu aparține lui OC. Nu aparține lui OC. Bun. M aparține lui AB și MG perpendiculară pe DN. Deci adăugăm că MG perpendiculară pe DN. Pe DN. Am și punctat. Da. Pe DN. Asta mă adăugat în ipoteză. Astfel încât M că intersecta cu BD egal cu P. Mai adăugăm că M că intersecta cu DP, DB M că intersectat cu DB egal cu P. Cu DB egal cu P. Punctul P. Mulțimea formată din punctul P. P. Așa. În concluzie, se cere AP perpendiculară pe NB. AP perpendiculară pe NB. AP perpendiculară pe NB. Păi știm că pătratul este rombul cu un unghi de 90 de grade. Da. Toate laturile sunt egale. Diagonalele sunt egale. Se înjumătățesc și... Adică de aici, D, O, cu O, C, cu O, A, cu O, B, da, sunt toate egale, deci așa mă sună. Da. Da. Ca să pornim problema, repetăm ipoteza de mai multe ori. Da. Noi îmi pun la întâmplare pe O, C. Da. Am unit din pe D cu N da. Și am format, deci, pe două puncte distincte, trece o dreapă. Da. Am dus pe C perpendiculară din C. C CM, M, C M e perpendiculară pe D DN. Aici, da? Da, unde a spus M, M, M este aici. Da. M. Nu degeaba, e perpendiculară pe asta. Apoi am unit pe am prelungit-o pe C pe până o intersecta pe DB în punctul P, nu? Pe MC, da. MC a fost DB. Și ne-a dat P. Punctul P. Da. Și